Hei, salut frate și bine v-am găsit la primul episod de un joculeț. Cred că v-a ajutat și la X-Lay de la el. Vă cum a acceptat ăstea în cam super, în sfârșit. Jocul ăsta e o copie în fel de Clash Royale și am să fac și eu un episod cu acest joc pentru că mi se pare destul de drăguț. Și mi-e seama de bine și poate dacă vă asistiți, Fiji nu o să mă la reclame. Hai să deschidem și noi să vedem ce pe aici. Aici dacă s-a mai dat cineva în clan, nu putem face o luptă. O să zic tare clan. Și dacă vreți să intrați și voi în clanul ăsta de români, bun, se numește Mafioții, cu T și cu litere mari și cu 2D. Și eu, dacă vreți să mă vă găsiți și pe mine, păi mă cheamă Alexandru Ho. A cu litere mare și R și R cu litere mare, așa. Și aici chestia asta, dar e free cu tutorial, cu free trial, da. Aici avem cărți, dar nu merită ăsta să cupă, dar am văzut că e bun, că lupta nu împotriva mea. Și acum, hai să vă arăt cum e jocul. Eu am ajuns în zona de armată, în Warzone 2, dar dacă găsești pe ca mine în altă zonă, o să mă duc în altă zonă. Practic am deblocat zona, nu cred că mai merge să scad din zone, cam așa. Și am deblocat din prima frame ăsta și mă ce l-avea și mă enerva că îl las. Și eu din prima pe contul ăsta am reușit să fac rost de el și îmi convine. În jocul ăsta pot să zic că face elixirul sau chestia de energie mult mai repede față de Clash Royale, adică în jocul ăsta o să fie foarte mult spamming. Da. Am făcut random deck-ul, nu înseamnă, nu pasă dacă pierd foarte mult în jocul ăsta, dar știu un ochi distractiv, grafica e bună și se mișcă bine, deci asta zic. Ăla e o pică care explodează chiar dacă n-ai viață multă și alte cele. Și ăsta e bun, ăsta e sergentul, ăsta e un fel de knight și tot comun, ca în Clash. Ăsta e un fel de prinț, l-am avut și eu odată, dar ăsta e atunci de prima dacă îl ia. Are și el ăsta. El are comandatul din început, fiecare carte de comandant are o putere, la mine o să spamneze mai mulți de astea. Și asta e bună de spam, cartea asta, și o să fie foarte la un moment dat prea greu. Uitați, prea repede, meciurile s-au terminat destul de repede. Și uitați, deja avem și mai multe elixiri, parcă zici că avem 1000 de elixiri din prima. Hai că am luat și eu turnul, că vreau să iau și eu. Vedeți că este foarte multă acțiune în acest joculeț. Ăștia nu prea dau damage, mai mult dă damage ăsta. Mai mult dă și că ăsta mai mult damage. Oh, cât soldați, v-am zis că e bun de spam ăsta. E enervant ăla care avioane, le-am și eu. De ăsta. Nu, că n-am, cred că e rip dacă nu fac ceva. În zona asta. Uite, ăsta este grenadier. Seamănă cu Valkyrie, nu știu, dar n-are lăsat multă viață. O să bag asta aici, chiar dacă nu a fost o alegere extrem de bună. Strălucită. Vedeți, e o luptă extrem de strânsă. Chiar nu știu dacă voi reuși să o câștig, dar eu nu m-am distrat în lupta aceasta. Vă băga un de asta, un sergent aici. Îi dau un joc, așa că nu o să dau de aici. Dacă ești vreau, o să dau de aici, dar nu mai l-am pe telefon instalat. Pentru că l-am șters, că am lăsat, l-am deas, apoi l-am dezinstalat și am multe chestii. Bun, vom băga aici ăsta, vom băga absolut de ăsta aici. Mamă, dar e o luptă destul de strâns aici. Vom băga aici Rifleman. Ăștia, practic tot eu câștig, ești nebun, dar e cam strâns să lupta așa că... Așa, acum o să-mi ia și de damage din turnul, nu cred că am sens, dar dacă dau aia foarte mult damage, o să dau aia suport. N-a dat spus. Crezut că n-a dat. Extrem de strâns a fost lupta asta. M-am scăpat telefonul, bun. Deci uitați cum se numește jocul War Heroes, cum scrie și acolo. Aici la social este lor de să numesc alianțe aici. Că e bun clan. Așteaptă să încarce. Ăsta a ieșit, dar el pare în ce... A, să le dau eu chestii. Help, Maxi, vă știu, dar o să donez, dar să adonez. Că știi că stic bănuți dacă... Da. Ok, super.